Comuna Tanacu este partener de bază în GAL, mobila lui Burcel. Cei 25.000 de euro pe care fiecare primărie din grup i-a primit de la Agenția pentru Investiții Rurale, la Tanacu s-au transformat într-un mic și cochet parc de joacă pentru copii. Deși primarul și-a dorit un utilaj modern pentru drumurile din comună, în cele din urmă s-a ajuns la concluzia că parcul este soluția perfectă pentru comunitate. Fiecare edil trebuie să se gândească cum să-și atragă tinerii înapoi în sat, mai ales acum când există tendința ca cei din mediul rural să plece masiv la muncă în Occident. Pe lângă drumuri asfaltate, apă și canalizare, o comună are nevoie și de parcuri de joacă pentru cei mici. Astfel, copiii din sat nu vor mai trebui să vină la Vaslui pentru a se trage într-un scrânceop sau într-un balansoar. Sunt foarte drăgălași atunci când se joacă și își spun între ei în glumă că au și ei leagăne ca la oraș. Fiind parteneri în GAL, mobila lui Purcel, am beneficiat de banii europeni destinați satului românesc. Am avut alocați în jur de 25.000 de euro pentru achiziționarea unui tractor cu lamă de zăpezire și cu braț excavator. Deoarece avem în dotare un alt tractor mai vechi și asta a căzut acest proiect și ne-am orientat spre un parc de joacă pentru copii. Poate mulți zâmbesc, dar să știți că pentru noi, cei din primărie, ne interesează viitorul, iar cum în România satele se depopulează, trebuie să faci ceva ca să păstrezi tinerii în comunitate. Acum avem un parc ca la oraș. Iar copiii noștri zic mai în glumă, mai în serios, că ei nu mai sunt de la țară, sunt deci de la oraș. Ne-am lovit de analiza cost-beneficiu care a trebuit să apelăm și am găsit susținerea în cadrul GAL-ului, chiar și prin domnul Sorin Masievici, care ținem să-i mulțumim și chiar ne bucurăm că ne-a ajutat. Am depus proiectul în 2013 la sediul GAL din comuna Ștefan cel Mare. Între timp a fost vizitele în teren, adică au fost semnată cererea de finanțare, depus condițiile toate de conformitate, a fost selecția, vizita în teren și proiectul a ajuns la AFIR Iași pentru a fi chemat domnul primar pentru semnarea cererii de finanțare. Cererea de finanțare care a fost semnată în luna august 2014 la o valoare de 130.130 lei, echivalent a 24.934.000 euro. Nu știu ca să vă spun euro, dar se poate împărți și se află cursul la ziua din 27 ianuarie 2015, ultima actualizare. După semnarea cererii de finanțare, a trebuit să demarăm toată procedura de achiziție publică, care iarăși tot la fel, neavând în cadrul instituției, ocupându-mă și de problema cu achiziția publică, am demarat, iar publicarea am făcut-o în cadrul în cadrul site-ului Primăriei Comunei Tanacu, ca să experimentăm inclusiv site-ul, dacă are transparență și societățile sau populația este interesată și de către site-ul nostru. În primăvara anului 2015 s-a predat amplasamentul în suprafață de 1500 metri pătrați către Romolt. Au început construcțiile de amenajare a terenului în straturi, exact cum era în planul de situație, la care am finalizat lucrările în data de 17 septembrie. Avem din tocmit cererea de plată cu termen până pe 30 septembrie 2015.